Începând cu ora 12 până în această seară la ora 23, județul Mehedinți se va afla sub incidența atenționării meteorologice cod galben ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. În intervalul menționat sunt prognozate frecvente descărcări electrice și averse torențiale și grindina, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Intensificări ale vântului cu rafale în general de 45-55 de kilometri pe oră și vijelițe vor semnala pe arii mai restrânse. Având în vedere posibilitatea averselor cu acumulări de apă, ISU Mehedinți recomandă cetățenilor să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. Le recomandăm cetățenilor să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. Totodată, în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la aceștia să nu încerce traversarea lor prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. În situația manifestării vântului puternic, cetățenii sunt sfătuiți să sisteze orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în spații închise care să le asigure protecția. Dacă se află în interior, să închidă toate ferestrele locuinței și altor categorii de construcții. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU. Aceasta poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.